dintr-un oraș cu parfum cultural și cu mister estetic, a devenit un oraș dezbrăcat. Ultima oară când am spus că e un oraș gri, prin noiembrie anul trecut, domnul primar Nechita s-a supărat pe mine. E, acum când spun că arată ca un oraș dezbrăcat, probabil că o să supere. Își pierde personalitatea orașului nostru, din păcate. Nu știu cine a avut ideea aceasta formidabilă. Am fost convins că un oraș, cum este orașul Iași, are de câștigat mai mult din justa utilizare a banului public pentru a acoperi proiecte de interes public real, și nu pentru a sluți unul dintre orașele cele mai frumoase ale României, altădată. Și am un cuvânt de apreciere pentru cei care au pornit pe rețelele de socializare, pe net sau prin presă, prin intermediul dumneavoastră, mișcarea de opoziție împotriva acestui gest al administrației locale. E mare păcat că furia administrației a însemnat, furia de distrugere pe care o are administrația a însemnat tăierea, retezarea teilor.